Un adolescent în vârstă de 13 ani a fost atacat de 6 câini într-o comună din Telorman. Copilul s-a refugiat într-o curte și a ajuns la spital cu răni. Cazul adolescentului vine la câteva zile după ce activista Ana Oroș a fost mușcată pentru a doua oară de câini în zona lacul Mori, la un an după ce mai fusese atacată. A doua oară, rănile au fost fatale. Comunicatul IPJ Telorman. La data de 23 ianuarie, în jurul prânzului, un minor în vârstă de 13 ani din municipiul București, care se afla în vizită la bunici în comuna Conțești, județul Telorman, în timp ce se deplasa pe un moped în extravilanul comunei, ar fi fost atacat de 6 câini comunitari, ulterior acesta reușind să se refugieze în curtea unei persoane. În urma evenimentului, minorul a suferit răni pe corp, fiind transportat de tatăl său la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale. Tatăl minorului, în timp ce se deplasa în municipiul Alexandria cu autoturism, având semnalele de avarii în funcțiune și cu viteză, a fost oprit de un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Alexandria. În urma discuțiilor purtate cu tatăl minorului și evaluând situația de pericol în care se afla minorul, au asigurat deplasarea în condiții de siguranță la unitatea medicală. Ulterior, minorul a fost transferat la o unitate medicală din municipiul București pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluare de către proprietarul sau deținătorul temporar al acestuia, a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, urmând a se propune soluție legală prin parchetul competent, relatează G4 Media.ro.